Bună ziua și bine v-am găsit din nou, dragii mei telespectatori, la o nouă ediție din Frontierele Cunoașterii. Iată-ne astăzi, așa cum v-am promis, cu un subiect deosebit de interesant, care pentru mine cel puțin reprezintă nexusul activităților mele de cercetare, în special în planul ocultismului. Astăzi vom vorbi despre cabală și despre evoluția spirituală și vom vedea, practic, așa, ca la un nivel de începători, cu ce se mănâncă cabala la asta. Care este treaba? Pentru că de foarte multe ori, din păcate, am văzut că există o sumedenie de confuzii în ceea ce privește explicația cabalei. Mai ales că în lumea modernă, așa cum ați văzut, o grămadă de persoane foarte importante, în special din artă, din muzică, Madonna, Robbie Williams și așa mai departe, au abordat această nouă filozofie a cabalei. În primul și în primul rând, trebuie să începem prin a spune că studiul cabalei se poate face din două unghiuri care sunt total diferite și care, deși se ating, practic nu au mare lucru în comun unul cu celălalt. Odată putem să studiem cabala din punct de vedere al misticii religioase, deci cabala religioasă, așa cum o studiază Madonna și alți artiști, sau putem să studiem cabala din punct de vedere mistic, din punct de vedere al ocultismului și al ezoterismului ascuns în această știință sacră. Pe noi și cred că și pe dumneavoastră, dragi telespectatori, ne interesează în primul și în primul rând cabala mistică. Da, dacă nu vreți să vă schimbați religia și să treceți în altă parte, cabala religioasă nu este de interes pentru dumneavoastră. Dar, din punct de vedere al misticismului, este foarte important să știm că această știință ezoterică deosebit de veche, care are peste 7000 de ani vechime până la urmă, este cea din care își au originile și din care își trag seva brută mai toate științele hermetice și oculte din ziua de astăzi. De aceea, pentru oricine care dorește să studieze ezoterismul, cabala este un trebuie. Trebuie să învățăm cel puțin noțiunile elementare din cabală, pentru că fără ea nu putem să înțelegem profunzimile altor științe ezoterice pe care le putem studia în prezent. Haideți să vedem până la urmă de unde a originat cabala ezoterică, cabala mistică. Originile ei sunt deosebit de vechi, sunt prebiblice și pe vremea respectivă, totul vorbindu-se și scriindu-se în limba aramaică, care, mă rog, reprezintă și originea limbii ebraice moderne, oamenii care se ocupau cu studiul filozofiei au observat că în natură există anumite cicluri și au observat că, pe măsură ce analizau aceste cicluri, deduceau o anumită corespondență între microcosmosul uman și viața noastră de zi cu zi și macrocosmosul divin și lumea universală filozofică la care ei încercau să ajungă prin puterea gândului. În timp, acești cercetători ai filozofiei au descoperit că există nu numai o ciclicitate, dar mai mult o ordonare deosebit de clară și deosebit de eficientă a întregului univers, ordonare după care toate fenomenele naturale și toate fenomenele umane se orientau în evoluția lor și au denumit această ordonare arbore al vieții sau arbore sefirotic. Toți cei care au citit despre cabală, cu siguranță că ați auzit aceste denumiri. De unde se cheamă arbore sefirotic? Se cheamă de la sefiră, sefiră fiind un termen aramaic care înseamnă roată și se referă la faptul că în acest arbore evolutiv avem mai multe sectoare rotunde, sferice, sefire, în număr de 10, sectoare care corespund unor niveluri ale conștiinței, unor niveluri spirituale, unor niveluri integrative ale entităților, atât benefice cât și malefice, și unor experiențe de viață conforme cu analogiile unor energii planetare. Fiecare dintre noi trebuie să parcurgă de-a lungul vieților și întrupărilor sale traseul acestor sefire până când ajungem să ne întoarcem acolo de unde am venit, din unitatea divină. Și iată așa am ajuns la povestea acestei evoluții spirituale și ca să înțelegem mai departe unde se duce cabala, este foarte important să vedem cum s-a ajuns la această clasificare în 10 sefire a arborului sefirotic.
Ei bine, totul pornește de la povestea biblică, da? Care, după câte știți, începe foarte simplu și spune că la început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus să fie lumină și a fost lumină. Așa începe Biblia, așa începe Geneza, Vechiul Testament, și exact această poveste este cea care reflectă modul în care noi, din punct de vedere cabalistic, am fost creați. La început nu exista nimic, dar în acest nimic, foarte greu de conceptualizat de mintea noastră, exista doar cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus să fie lumină și a apărut acea lumină primordială, lumină din care au început să se creeze zi după zi, conform Genezei, de fapt aceste zile reprezentând perioade de timp variate, diversele aspecte ale existenței materiale. Și uite așa, de la nivelul cel mai înalt, de la nivelul luminos al divinității, ceea ce noi vom vedea imediat că o denumim a fi Sefira Keter, Sefira numărul 1, lucrurile au evoluat pas cu pas până când au ajuns la nivelul material pe care noi îl vom denumi Malkut sau Sefira numărul 10, locul în care noi ne aflăm. Ei bine, noi am evoluat de-a lungul acestui traseu până când am ajuns să ne materializăm și să existăm ca ființe materiale în această lume materială, iar scopul nostru este să facem drumul întors sau cărarea întoarsă către divinitate, învățând și parcurgând lecțiile fiecărui nivel. De aceea noi vom începe să expunem un picuț pașii în ordine inversă, în ordinea evoluției, în speranța că, ascultând această expunere, în dumneavoastră se vor trezi acei muguri evolutivi care vă vor face să conștientizați pașii pe care îi aveți de urmat în traseul evoluției spirituale. Ei bine, locul în care noi ne aflăm aici și acum în lumea materială se numește Sefira numărul 10 sau Sefira Malkut. În această sefiră lucrurile funcționează conform legilor fizicii, ca legi corespondente ale unor legi divine, și funcționăm prin intermediul elementelor. Aceste elemente, sigur, focul, apa, pământul și aerul, sunt elementele hermetice de bază, care, unite în diverse proporții, dau naștere tuturor lucrurilor pe care noi le putem întâlni în planul pământean. Al cincelea element, spiritul, eterul sau akasha, vine și dă acel plus de viață pe care îl au ca și nevoie ființele umane și toate ființele vii care există pe această planetă. În această sefiră, Malkut, lecția noastră este să trecem peste antivirtuți, să depășim orgoliu, să depășim invidia, să depășim gelozia, să depășim toate aceste aspecte anomice, deviante ale ființei noastre spirituale, aspecte care ne țin pe loc și care, de obicei, reprezintă primul văl peste care noi trebuie să trecem, astfel încât să urcăm mai sus, la nivelul celei de-a noua sefire, care se numește Yesod. Aceasta a noua sefire, numită Yesod, reprezintă lumea astrală. Este lumea corespunzătoare planetei astrologic denumite lună, da? Energiilor lunare, energiilor visului. Este lumea în care noi plutim în timp ce dormim. Este acea lume din care suntem vizitați de tot felul de spirite. Este acea lume care ne face legătura în mod real cu lumea spirituală. În Yesod putem să avem contact cu diverse alte sfere ale spiritului. În Yesod este acel mugure spiritual care ne face să avem anumite capacități extrasenzoriale, clarviziunea, de exemplu, claraudiția, capacitatea de a avea vise premonitorii, visele mai ales fiind un domeniu specific al acestei sefire.
tot în ESOD. Vorbim despre capacitatea noastră de a ne conecta cu energia arhanghelilor și cu energia îngerilor coordonatori ai planului nostru divin pe pământ, al misiunii noastre spirituale și al îngerilor care ne fac să știm dinainte anumite lucruri. De aceea Sefira ESOD este corespunzătoare intuiției noastre, intuiție care, așa cum știți deja, stă la baza dezvoltării noastre spirituale. Ei, deci iată că acest traseu, această cărare dintre Malkut și ESOD, dintre primele două sefire, este cea pe care o traversăm de multe ori cel mai ușor, pentru că cu toții, stârnindu-ne curiozitatea spirituală și de multe ori chiar în somn putem face acest lucru, traversăm această cărare prin cunoaștere, prin deschiderea noastră activă, volițională către evoluție. Mergem mai departe și ajungem la cea de-a opta sefiră, care se numește Netzach, iar această sefiră corespunde lumii venusiene, lumii dorințelor. Aici vedem tot ce are de-a face cu relațiile noastre, cu partea de sex, cu partea de iubire, cu partea de colaborare, cu partea de afaceri, cu toate aceste lucruri care de obicei au de-a face cu alți oameni, cu alte persoane, care fac în așa fel încât lumea noastră să nu fie discordantă, ci să fie armonioasă și să ne putem integra în societate, nu de unii singuri, ci întotdeauna alături de semenii noștri. În lumea lui Netzach învățăm iubirea față de semeni, învățăm iertarea, învățăm acceptarea și învățăm să trecem peste lecțiile energetice ale planetei Venus. Aici învățăm de asemenea iubirea de sine, învățăm iertarea de sine, învățăm să trecem peste ură și să acceptăm că lumea din jurul nostru, așa cum este ea, este perfecta oglindire a divinității. Aici învățăm să ne detașăm de a judeca, aici învățăm să renunțăm la gelozie, aici învățăm să renunțăm la lucrurile care de cele mai multe ori ne fac rău, și anume comparațiile cu ceilalți și de multe ori invidia pe care unii o manifestă. Aici învățăm să transmitem iubire, să ne deschidem inima și să traversăm tot acest mănunchi de emoții negative cu succes și să ajungem să manifestăm cele mai pozitive virtuți ale sufletului. De aici trecem mai departe în sefira numărul 7, care se numește Hod. Este sefira mercuriană, în care energia planetei Mercur ne învață să comunicăm. Însă aici învățăm să vedem comunicarea cu toate fațetele ei, nu doar din punct de vedere al vorbirii, ci învățăm să vedem comunicarea cu sinele nostru, învățăm comunicarea cu divinitatea, învățăm comunicarea între noi, oamenii, și învățăm să realizăm că, de fapt, în calea comunicării nu există niciodată bariere. Aici învățăm lecția omniprezenței noastre și a reflexiei omniprezenței divine în viața noastră. Pentru că tot aici vedem că nu există trecut, nu există viitor, există pur și simplu un prezent continuu. Această sefiră ne învață că există consecințe ale acțiunilor noastre, ne învață că tot ceea ce gândim, că tot ceea ce vorbim și că tot ceea ce facem au consecințe. Și aceste consecințe se manifestă tot asupra noastră ca un fel de efect de recul pe care am putea să-l denumim karmă. Deci dacă vreți, o mare componentă a karmei noastre se poate manifesta ca lecție în cadrul sefirei Hod, a sefirei planetei Mercur. Aici învățăm armonia dintre noi și noi. Aici învățăm să fim în armonie cu noi și tot aici învățăm capacitatea de a medita. Sigur că deja v-ați dat seama, probabil, că noi nu evoluăm din sefiră în sefiră ca o căprioară care țopăie așa din loc în loc. Noi evoluăm global prin toate sefirele, da? Cu toții am început să învățăm anumite lecții ale lui Malkut, cu toții am început să traversăm anumite etape din ESOD, cu toții am trecut prin anumite lecții venusiene ale lui Netzach
Și, bineînțeles, cu toții am trecut prin anumite etape și lecții de comunicare ale lui Hod. Da? Asta nu înseamnă că le-am terminat, gata, le-am bifat și nu mai avem nimica de învățat. Avem de învățat de-a lungul evoluției noastre din toate sefirele. Trecem mai departe și ajungem la sefira numărul 6, care se numește Tifaret și care este o sefiră deosebită, care, așa cum vom vedea un picuț mai târziu, se află pe pilonul central al arborelui sefirotic. Această sefiră, Tifaret, corespunde soarelui, corespunde euului nostru divin, strălucitor, corespunde splendorii și a tuturor lucrurilor care sunt luminoase, strălucitoare și frumoase. Aici învățăm să ducem lucrurile până la capăt, aici învățăm răbdarea, învățăm să nu renunțăm, învățăm să nu ne lăsăm bătuți în calea vicisitudinilor vieții, învățăm să conștientizăm faptul că viața, conform legii ritmului, conține suișuri și coborâșuri și că atunci când suntem într-un coborâș și ne simțim deosebit de afectați, cu siguranță viitorul ne promite o ascensiune. Cu siguranță soarele, care poate a apus temporar, va răsări. Și când va răsări, lucrurile vor deveni din nou luminoase. Aici învățăm impermanența, învățăm că lucrurile nu sunt bătute în cuie și nu sunt eterne și că orice stare, bună sau rea, este temporară. Și ne plimbăm prin viață și prin viețile noastre, de fapt, conform acestui ritm imuabil pe care sefira Tifaret ni-l imprimă și ne face să conștientizăm că noi, euul nostru spiritual, este etern și singurul lucru etern până la urmă este acea fracție din noi care este divină. Marele risc al lui Tifaret este să ne simțim prea confortabil în acest ciclu samsaric aproape și să nu mai dorim să mergem mai sus. De aceea, lecția principală a acestei sefire este să ne câștigăm busola interioară, care nu se poate manifesta decât atunci când Dumnezeul nostru interior este lăsat să strălucească. Aici este cu adevărat semnificația acelui amin, acelui facă-se voia ta, Doamne. Aici este cu adevărat semnificația și puterea lăsării în voia divinității, pentru că numai lăsându-ne în voia divinității putem să dăm drumul evoluției noastre adevărate. Pentru că acest Tifaret, iată pe aici, trecem printr-un al doilea văl, de multe ori denumit vărul lui Parochet, care este fix înaintea sefirei Tifaret, și acest văl al lui Parochet sau văl al iluziei este cel pe care, atunci când îl depășim, începem să vedem cu adevărat lucrurile așa cum sunt. Depășind acest văl, trecem prin așa numita trezire spirituală. Trezire spirituală care, cabalistic vorbind, nu înseamnă nicicum că suntem mai speciali, ci înseamnă că avem responsabilități mai multe pentru că percepem lumea spirituală așa cum este ea, de fapt, cu bunele și cu relele ei. Mergem mai departe și ajungem la cea de-a cincea sefiră, deosebit de interesantă, care se numește Geburah. Această sefiră, Geburah, reprezintă capacitatea noastră de a lupta, capacitatea noastră de a învinge și capacitatea noastră de a ne manifesta de-a lungul întregii noastre existențe echilibrul dintre mâna forte și mâna moale, echilibrul dintre energia yang, fuziunea și agresivitatea noastră interioară și energia yin, căldura noastră, liniștea noastră, între partea masculină și între partea feminină. De aceea Geburah ne învață întotdeauna pacea, ne învață să știm să ajungem la un echilibru deosebit de stabil, dar și complex între trăirile noastre animalice și trăirile noastre divine. Pentru că, până la urmă, suntem mamifere, suntem animale umane, dar latura aceasta animală este mult controlată în momentul în care ajungem să cunoaștem energia lui Geburah. Această energie corespunde planetei Marte și culorii roșu și reprezintă energia care ne dă voința noastră, drive-ul, impetusul nostru de a merge mai departe. De aceea este o energie deosebită, iar toți cei care practică artele marțiale sau care fac sport, toți cei care lucrează
lucrează în avocatură, de exemplu, sau în politică, în jurnalism, în aceste meserii în care avem nevoie până la urmă să fim înfipți și să avem energie yang, cu siguranță vor beneficia de energia acestei sefire. Lecția ei principală este pacea, în special pacea interioară, pacea cu noi înșine, ceea ce, așa cum spun și filozofii japonezi, reprezintă lecția cea mai importantă. Pentru că viața, deși de multe ori este asemuită unui război, victoria adevărată și cea mai importantă, țineți minte, este victoria asupra sinelui. De aceea japonezii au o vorbă în filozofia lor care spune așa: Masakatsu Agatsu. Asta înseamnă întâi victoria asupra sinelui, apoi victoria asupra altora vine automat. Când reușești să-ți învingi toate trăirile inferioare, atunci când reușești să-ți învingi toate inferiorismele spiritului tău, atunci ai reușit să ai o victorie clară, certă, asupra propriei tale persoane. În momentul în care tu te-ai învins pe tine, în sensul că ți-ai învins natura inferioară, extrem de materială, atunci ai cărare deschisă către victoria spiritului. Și aceasta este lecția și surpriza minunată pe care ne dă sefira Geburah. Mergem mai departe și vedem o a patra sefiră deosebit de importantă, sefiră corespunzătoare planetei Jupiter și care se numește Hesed. Această sefiră, Hesed, reprezintă iubirea, însă nu la nivelul celei pe care am văzut-o în sefira Netzach, iubirea pământeană, iubire frivolă, ci reprezintă iubirea din punct de vedere divin, reprezintă acea reflexie a conceptului divin, al iubirii asupra întregii creații, așa cum Dumnezeu o transmite și așa cum noi, creația Lui, o recepționăm. Lecția principală a acestei sefire este să învățăm să iubim toată creația lui Dumnezeu și să învățăm să vedem în tot ceea ce este creat lumina divină. Până și o frunză dintr-un arbore pe care îl vedem pe marginea drumului conține în sinea lui lumina și iubirea lui Dumnezeu și ne poate învăța lecția iubirii. În momentul în care învățăm să vedem această iubire în tot și în toate, atunci reușim să trecem cu bine peste Hesed. Pentru că tot aici avem capacitatea de a crește. Aici învățăm să fim atât de deschiși către iubirea divină încât devenim receptivi cu adevărat de data asta către toate valorile materiale pe care le putem manifesta în Malkut. Adevărata prosperitate, adevărata bogăție, adevărata împlinire pe pământ vine și se manifestă doar atunci când noi am reușit să trecem peste micile ispite ale lui Hesed. În momentul în care învățăm iubirea aceasta divină, atunci cărările și porțile se deschid și noi devenim antene către prosperitatea infinită pe care ne-o poate oferi Creatorul nostru. Mergem mai departe și, sigur, vă dați seama, mai avem doar trei sefire. Aceste ultime trei sefire care au rămas reprezintă, dacă vreți, coroana acestui arbore sefirotic, reprezintă Trinitatea, reprezintă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, pentru că aceste sefire care urmează reprezintă, dacă vreți, partea care ne încununează evoluția noastră spirituală. Și mergem și vedem că avem sefira Binah, care reprezintă sefira maternă, sefira maternității, a mamei divine, a Fecioarei Maria, a lui Isis, a ce arhetip vreți voi, feminin al divinității, pe care noi, în cabala mistică, îl denumim Shekinah. Shekinah reprezintă mama divină, reprezintă Dumnezeul mamă, reprezintă latura Yin, dacă vreți, a divinității și acea latură receptivă de uter universal în care totul există și în care noi ne dezvoltăm. Binah reprezintă latura noastră Yin, reprezintă partea dreaptă a corpului nostru, reprezintă toate capacitățile noastre feminine pe care cu toții le avem. Pentru că, făcând o paranteză, trecând peste sexismele și fixismele secolului în care existăm, să știți că cu toții, indiferent de sexul nostru biologic, conținem înăuntru
lăuntrul nostru atât o latură masculină cât și o latură feminină. Conținem înăuntrul nostru reflexia completă a divinității și nu doar o divinitate bărbat sau o divinitate femeie. De aceea Sefira Binah este activă în toți și în toate, în tot ceea ce este viu și creat de Dumnezeu și reprezintă acea latură feminină, maternală, protectivă. Aici avem protecția divină și aici avem capacitatea noastră de a crește pe alții, de a-i crește pe copiii noștri, de a-i crește pe discipolii noștri, pe învățăceii noștri, pe studenții noștri, pe toți cei care sunt în grija noastră. Lecția principală a Sefirei Binah este dezvoltarea capacității de a fi mame pentru toți, pentru că deși suntem bărbați unii dintre noi, cu toții putem fi mame și tați în același timp. Gândiți-vă la o mamă, de exemplu, care își crește copilul singură din diverse motive și ea trebuie să fie atât mamă cât și tată. Sigur că dacă avem telespectatoare care își cresc copiii singuri, cu siguranță știți foarte bine ce înseamnă și cum se simte să-ți asumi un dublu rol parental și cum e să-ți trezești energia acestor sefire. Trecând mai departe, în totală simetrie și oglindire cu Sefira Binah, avem Sefira Chochmah, care reprezintă energia paternă, energia Tatălui Ceresc, a Dumnezeului Tată. Da? Iată, vedeți oglindirea aceasta perfectă între Binah, mama divină, și Chochmah, Tatăl Divin. Aici avem lecția principală de a ne manifesta latura Yang, a noastră, latura masculină, latura mai forțoasă, să spunem așa, un picuț mai materială a energiei divine. Cheia însă nu este să le manifestăm separat, ci să trăim acest echilibru între Binah și Chochmah în mod armonios și să manifestăm atât energia noastră feminină, cât și energia noastră masculină într-un mod cât se poate de echilibrat și armonios. Cei care au probleme în a-și accepta una dintre aceste laturi, să știți că de obicei au probleme în evoluția lor spirituală. Am întâlnit femei care își negau cu stoicism latura masculină, precum am întâlnit bărbați care își negau cu stoicism latura feminină, dintr-un machism probabil obținut de la televizor sau din filmele americane, pentru că în realitate cu toții suntem și femeie și bărbat. Avem acest androgin divin manifest în interiorul nostru, de care nu avem cum și nici măcar nu e nevoie să scăpăm, ba dimpotrivă, profitând și armonizându-l și creând un echilibru perfect între energia lui Binah și a lui Chochmah, între, dacă vreți, Pluto și Neptun ca și energii, putem să ajungem la capacitatea noastră de a deschide poarta către ultima sefiră, și anume către Keter, către sefira numărul 1. Keter însemnând coroană, dacă ar fi să traducem în limba română, este coroana divină, este energia divină pură, este Tatăl Ceresc, Creatorul. Ceea ce se întâmplă în sefira Keter este lumină și puritate în forma ei de nedescris în cuvinte. Pentru că, iată, acolo deja nici nu mai avem lecții, este o sefiră în care totul este lumină divină și în care fiecare dintre noi, când sau dacă ajungem acolo, ne vom regăsi în lecțiile personale ale fiecăruia, conform traseului nostru evolutiv, conform misiunilor noastre personale și conform nivelului de evoluție pe care vrem și putem să îl manifestăm. Iată cum Keter are însă și el o natură duală, el este prima sefiră, pentru că de aici a pornit creația, dar este și ultima sefiră, pentru că noi, în traseul nostru de jos în sus, între ghilimele, reajungem în Keter. De aceea se spune ce a spus Iisus Hristos: eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Keter este Alfa, începutul, de aici toate lucrurile au început, inclusiv evoluția noastră, și este Omega, sfârșitul, pentru că aici toate lucrurile culminează în evoluția noastră cu atingerea lui 1, a acelui numerologic mistic 1, acelei unități deosebite.
Ei, iată că am parcurs foarte pe scurt arborele sefirotic, pentru că în realitate fiecarei sefire îi corespund tot felul de entități, de arhanghel corespunzător și așa mai departe. Însă vom ajunge, dacă vă place, și acolo în alte emisiuni viitoare. Însă, hai să ne gândim cum stau sefirele astea așa în acest model conceptual al arborelui sefirotic. Ele nu sunt pur și simplu plutitoare în neant. Ele sunt conectate între ele printr-o serie de trasee, printr-o serie de cărări. Dacă veți căuta pe internet arborele sefirotic, veți avea o idee vizuală mai clară a acestor cărări. Aceste cărări sunt în număr de 22 și să știți că corespund fiecare dintre ele către unei arcane majore din tarot și acestea tot în număr de 22 și câte unei litere din alfabetul ebraic, acestea tot în număr de 22. Și practic toate aceste cărări formează un labirint al evoluției noastre, labirint pe care mergem, pe care pășim în fiecare clipă a existenței noastre și aceste cărări, la fel ca multe de pe străzile noastre, sunt cu dublu sens. Putem să mergem în sens evolutiv sau putem să mergem în sens involutiv. Pe aceste cărări întâlnim o grămadă de binecuvântări, dar și o grămadă de obstacole și ispite. Este ca într-o nuvelă fantastică, extraordinară de a lui Petre Ispirescu, în care găsim atât feți frumoși și pe Ileana Cosânzeana, dar și balauri și monștri pe care trebuie să îi învingem și să trecem mai departe. Și odată ce parcurgem toate aceste cărări și ajungem la nivelul începutului și sfârșitului, la nivelul sefirei Keter, ajungem într-un nivel care se numește Ain. Și acest Ain reprezintă necreatul. De fapt, sunt trei nivele. La cei avansați cu siguranță ați auzit despre Ain, Ain Sof și Ain Sof Aur. Aceste trei nivele în care, dacă vreți, plutește arborele vieții, reprezintă de fapt matricea universală a divinității, reprezintă ce se află înainte de timp și ce se află înainte de orice ar fi creat. Ce era înainte de primul gând divin și ce era înainte să existe prima clipă din evoluția universului nostru. Acestea sunt Ain, Ain Sof și Ain Sof Aur și ele au, bineînțeles, o semnificație deosebită în cabala mistică, conectată cu un concept avansat pe care noi îl numim Tzimtzum. Acest Tzimtzum reprezintă acest Big Bang universal primordial, pentru că dacă veți cerceta, și sunt convins că v-am stârnit curiozitatea, veți vedea că există o paralelă extraordinară conceptuală între viziunea pe care o au fizicienii din lumea modernă legată de evoluția universului, Big Bang, găuri negre și mai departe, și viziunea pe care o are cabala mistică despre creația universului și evoluția sa. Ei bine, acest subiect este unul deosebit de larg, nu se termină niciodată practic, iar de citit puteți citi o grămadă. Din păcate, la noi nu sunt traduse foarte multe lucrări aplicative despre cabală, însă sper ca în curând, în cadrul emisiunii Frontierele Cunoașterii, să am binecuvântarea de a avea alături de mine invitați deosebiți care vă vor explica mai multe. Însă, până una alta, vă recomand să citiți o lucrare fundamentală a cabalei, o lucrare, să spunem așa, de origini, da? Scrisă de cel de trei ori mărit, Hermes Trismegistus, da? Și se numește Corpus Hermeticum, se găsește tradus și în limba română și îl puteți citi pentru a vedea în stil de povestire, de nuvelă, aproape de a lui Petre Ispirescu, cum s-a produs această evoluție și manifestarea arborului sefirotic. Dincolo de acesta, dacă vreți să pătrundeți în terminologia tehnică a cabalei și să gustați un picuț din minunatele ei arome, vă recomand să citiți cartea lui Papiu, Cabala, care și ea se găsește, bineînțeles, tradusă în limba română.
Bun. Acestea fiind zise, iată, sper că v-am stârnit curiozitatea legată de cabală, pentru că să știți că are o sumedenie de aplicații practice și, bineînțeles, că nu putem să terminăm această emisiune până când nu facem predicțiile noastre săptămânale. Vă reamintesc că în edițiile în care voi avea invitați, nu vom face în direct predicțiile, însă, vizitându-mi pagina de Facebook, veți găsi în acele săptămâni predicțiile postate acolo fără niciun fel de problemă. Mă bucur și întotdeauna apreciez feedback-ul dumneavoastră, mai ales acele momente în care predicțiile pe care le fac și care sunt destul de generale, neputând avea pretenția de particularizare, vă ajută, vă ghidează, vă îndrumă și vă orientează către decizii mai bune. Așa încât, haideți să vedem ce face șobolanul în această săptămână. Șobolanul în această săptămână are capacitatea extraordinară de așa aduna gândurile și de a se orienta către organizarea vieții lui, pentru că dacă a avut tendința să lase lucrurile un picuț mai împrăștiate în ultimul timp, iată acum șobolanul învață să facă ordine. De aceea poate să aibă inclusiv chef să facă curat în casă, să aranjeze un pic altfel mobila, cărțile din bibliotecă sau mai știu eu ce. El dorește însă să facă și ordine în viață, astfel încât începe să ceară socoteală oamenilor care poate nu i-au dat anumite răspunsuri sau i-au promis anumite lucruri și nu s-au ținut de promisiune, tot ce ține de ordonarea vieții. Ei bine, pentru ei lecția săptămânii este să aibă mare grijă să nu fie agresivi, pentru că există două stele ale agresivității care plutesc oarecum în sectorul lor zodiacal și din această cauză, deși intențiile lor pot fi cât se poate de pozitive, există riscul ca ei să le manifeste un picuț cam ghimpat și această agresivitate sigur că poate să genereze certuri și conflicte. De aceea vreau să vă păstrați liniștea și calmul interior, în special în comunicarea cu ceilalți, și să vă vedeți de ordonarea voastră, care este deosebit de bună, pentru că veți putea găsi lucruri pe care poate le căutați și nu mai știați unde sunt. Haideți să vedem ce se întâmplă cu bivolul nostru, cu boul, în această săptămână. Este într-un traseu de căutare a binelui personal, în special din perspectiva sănătății fizice, pentru că este o săptămână în care bivolul se caută. Nu știu dacă se duce să-și facă, știu eu, ceva analize sau investigații medicale, începe să se gândească de ce scârție una, de ce doare alta. Există o mică ipohondrie în cadrul bivolului în această săptămână, însă aș vrea să vă asigur că atât hexagrama zodiei dumneavoastră pentru această săptămână, cât și stelele pe care le aveți, sunt de-a dreptul benefice, astfel încât probabilitatea ca să pățiți, știu eu, Doamne ferește, ceva din punct de vedere al sănătății este minimă. Dar, sigur, nimeni nu vă interzice să vă căutați, e foarte bine, e mai bine să previi decât să tratezi, însă șansele să găsiți ceva în neregulă sunt mici. Iar pentru cei care sunt născuți în zodia bivol, dar au anumite boli sau afecțiuni, este o săptămână genială în care puteți începe tratamente medicale noi, pentru că șansele de însănătoșire acum sunt deosebit de bune. Dincolo de căutarea aceasta medicală pentru bivol, să știți că este o perioadă în care e bine să vă relaxați, să vă odihniți, dacă vine concediul sau vacanța, cu atât mai bine, dacă nu, faceți în așa fel încât să vă oferiți un timp personal. Veți avea nevoie de acesta. Mergem mai departe, vedem ce face tigrul. Tigrul în această săptămână are un drive extraordinar de a-i ghida pe ceilalți și marele risc al acestei voințe exacerbate a tigrului este să-și supere competiția. Cam acesta e cuvântul de ordine pentru tigru în această săptămână: competiție, concurență. Pentru cei care mergeți în activități sportive, sigur, competiția este evidentă, însă pentru toți ceilalți aveți mare grijă, în special în mediu și în cadrul social, să nu cumva să intre
intrați în conflicte cu oameni datorită unor contradicții. Pentru că orgoliul tigrului în această săptămână poate să fie un picuț mai exacerbat și atunci contradicțiile acestea și ele pot duce la conflicte. Dincolo de acest lucru, e o perioadă extraordinară pentru o dietă, o cură de slăbire. Avem, mi-ar fi plăcut și eu să fiu tigru la faza asta, dar asta e. Avem o configurație a unor hexagrame absolut genială, astfel încât dacă dumneavoastră, dragi telespectatori, sunteți născuți în zodia tigrului sau aveți prieteni care sunt un pic mai supraponderali și sunt tigri, să știți că orice dietă pe care o începeți în această săptămână, în special astăzi și mâine, da, mâine fiind evident marți, va da roade și este sortită succesului și nu eșecului, ceea ce de obicei se întâmplă cel puțin la mine cu dietele. Mergem mai departe și vedem ce face iepurașul în această săptămână, pentru că și el are o săptămână deosebit de interesantă, în special din punct de vedere al aventurilor romantice, pentru că iepurașul e gâdilat în sectorul lui zodiacal de Peach Blossom, de floarea de piersică, care este o stea cu aspecte și implicații metafizice deosebite în ceea ce privește carisma personală și în ceea ce privește amorul, însă riscul pentru iepuraș datorită hexagramei săptămânii e să se iubească pe el mai mult decât pe ceilalți și să manifeste un picuț de orientare către sine, ca să nu zic egoism, și din această cauză e posibil să fie un pic enervant pentru cei din jur. De aceea, dacă vreți o soluție deosebită care vă va aduce fericire, dragi iepurași, încercați ca în această săptămână să vă orientați către lucruri noi, să faceți cunoștință cu oameni noi, să mergeți să vizitați locuri în care n-ați mai fost până acum sau să încercați anumite medii și cadre sociale noi, în care puteți cunoaște persoane noi și în care puteți să întâlniți tot felul de provocări. În orice caz, e o săptămână în care e bine să vorbiți, să vorbiți, să comunicați, să vă exprimați, pentru că expresia voastră și umorul vostru de acum sunt absolut geniale. Mare grijă la picioare, mergeți cu grijă, există riscul de mici împiedicări, dar nimic grav, așa încât putem să trecem și să vedem ce face dragonul în această săptămână. Pentru că dragonul are într-adevăr o săptămână delicioasă, ca să spun așa. Manifestă o hexagramă a împlinirii și o steluță care se numește Eating God, zeul mâncăcios. De aceea dragonul poate să fie un picuț mai pofticios în această săptămână sau să își manifeste un picuț afinitatea către tot ceea ce ține de rafinament, de lux, de fițe, cum se spune în limbajul ordinar. Dragonul are o are și cum pretenții în această săptămână, inclusiv de la oamenii din jur, așa încât este bine să nu-l supărați dacă îl cunoașteți pe dragon. Lecția principală a săptămânii pentru el este să aibă mare grijă la digestie, pentru că există riscul, știu eu, de balonare, de tot felul de chestiuni minore, și să aibă mare grijă la reuniuni și la întâlnirile sociale, întâlniri unde există posibilitatea să facă un picuț notă discordantă datorită acestui exces de zel pe care îl va manifesta. Dincolo de acesta, e o săptămână genială pentru a semna contracte, pentru a face investiții financiare, sunt total lipsite de efecte negative și este o săptămână extraordinară pentru achiziționarea de terenuri, locuințe sau bunuri materiale mari. Astfel încât, dacă vreți să vă cumpărați o casă nouă, dragi dragonași, e o săptămână genială să faceți acest lucru. Șarpele în această săptămână este opus, iată, dragonului, mânat nu spre a cumpăra, ci spre a vinde. Dacă aveți ceva de vândut, șansa de a găsi clienții cei mai potriviți și de a găsi clienții doritori să plătească cât vreți dumneavoastră, e acum, timpul e acum, săptămâna este aceasta, e momentul cel mai bun să puneți anunțurile de vânzare a caselor, mașinilor sau bunurilor pe care le aveți. Dincolo
dincolo de aceasta, o să vă considerați atât de ocupați, dragi șerpi, în această săptămână, încât poate nu o să aveți timp pentru oamenii din jur. Cheia este să nu uitați promisiunile pe care le-ați făcut și să nu uitați că oamenii din jurul dumneavoastră, anturajul vostru, prietenii apropiați, sunt acolo să vă ajute. Nu sunteți singuri la război, sunteți într-un mediu uman, social și e bine să cereți ajutorul celor din jur, pentru că există riscul, calându-vă mult prea multe responsabilități, să treceți printr-o stare de surmenaj și oboseală. Calul în această săptămână se relaxează. El nu e surmenat și obosit cum este șarpele, ci este cât se poate de relaxat. Este o săptămână aproape culturală, dacă vreți, pentru cal, pentru că el va avea oarecum cheful să meargă, să viziteze locuri, lucruri, să vadă, să învețe lucruri noi, să citească lucruri noi, o să viziteze librăriile ca să-și cumpere cărți noi sau site-urile de internet online de unde poate afla o grămadă de informații noi. E o săptămână în care îl maci curiozitatea de a afla răspunsuri la dilemele lui existențiale și este o perioadă extraordinară în care memoria lui se va manifesta atât de puternică cât își va aduce aminte de lucruri din trecut pe care le are de rezolvat în prezent. Dincolo de acest lucru, e posibil să petreceți mai mult timp în, știu eu, într-un anturaj mai vesel, așa, astfel încât o mică băutură, o mică petrecere nu sunt excluse. Dar având în vedere că e o săptămână relaxată, dragi căluți, profitați de acest lucru, pentru că săptămâna viitoare o să vedeți că vin două hexagrame Yang deosebit de active și o să aveți de făcut treabă. Haideți să vedem ce face capra sau oaia, cum vreți să-i spuneți, care în această săptămână este extrem de muncitoare. Căprița noastră vrea să muncească și vrea să facă în așa fel încât să termine cât mai repede treburile pe care, dacă mai țineți minte, le-a cam amânat în săptămânile trecute. Și în această grabă există posibilitatea să rateze anumite elemente importante, să rateze esențialul și acest lucru nu e de dorit. Astfel încât lecția pentru capra în această săptămână este să aibă grijă în momentul în care face lucrurile, să fie orientat către detaliu, să nu rateze lucruri care pot fi deosebit de importante, pentru că chestiuni care îi vor părea nimic important sunt de fapt esențiale. La fel în comunicarea cu oamenii, dacă aveți desemnat lucruri, fiți foarte atenți ce scrie în acele contracte, fiți foarte atenți ce vă spun interlocutorii voștri și dacă aveți cumva examene în această săptămână, vă rog, învățați ca lumea, pentru că e posibil să fugă mintea încolo și încoace și numai la testele alea grilă nu. În rest, o săptămână ok, neinvazivă și fără probleme majore pentru capra. Hai să vedem ce face maimuțica, care în această săptămână este pusă pe treabă, dar nu orice fel de treabă. Maimuța se gândește la evoluția ei financiară. Maimuța se gândește mai mult decât oricând până acum în această săptămână la bani, se gândește la bogăție, la bunuri, la prosperitate sau poate chiar se gândește ce bine ar fi, nu? Dacă ar avea banii să-și ia cu tare mașină sau cu tare obiect mai scump. De aceea să știți că aceste gânduri, acest flux legat de bani nu vine degeaba în mintea celor care sunt născuți în zodia maimuței. Vine datorită prezenței a două stele absolut geniale financiare. Una este Soarele, The Sun, care este o stea financiară fundamentală și alta este Great Accomplishment, Marea Împlinire, care este o stea care ne ajută să avem succes, în special în ceea ce privește finanțele noastre. De aceea, dragi maimuțe, faceți în așa fel încât dacă aveți planuri legate de business-ul vostru, de afacerile voastre, de lucrurile care pe viitor vă pot aduce bani, puneți-le în aplicare în săptămâna asta și nu veți regreta. Hai să vedem ce face cocoșul, care este plin de pasiuni în această săptămână. Spiritul artistic al cocoșului se va manifesta mai mult decât oricând și asta în tandem cu lipsa de chef de muncă. Pentru că dacă săptămâna trecută am văzut că era cam leneș cocoșul, săptămâna aceasta nu e deloc leneș, însă
nu are chef să muncească, are chef să viseze, are chef să-și manifeste latura artistică și este o perioadă deosebit de creativă pentru cocoși. Puteți să începeți să scrieți, puteți să începeți să desenați, să creați, să compuneți și este foarte recomandat ca în această săptămână să faceți în așa fel încât să schimbați ceva în viața voastră. Poate în alimentație, poate în comportamentul sportiv sau absolut orice ține de sănătatea voastră, pentru că acum începe să se consolideze acea energie, resursă pentru voi, resursă care va pune bazele unui rest de an deosebit și unui an viitor chiar deosebit din punct de vedere al rezistenței și al sănătății. Mai avem puțin, hai să vedem ce face câinele, care în această săptămână va face în așa fel încât să pună punct unor lucruri. Este o săptămână cu final fericit sau nefericit pentru unele lucruri din viața câinelui, pentru că el se hotărăște să termine cu abuzurile unor persoane și să taie anumite relații și chiar să termine anumite afaceri sau legături destul de vechi pe care le-a avut din trecut și care a observat că nu i-a aduc beneficii foarte mari. Câinele ajunge la acel moment de suficient, gata, enough is enough, nu mai pot, nu mai suport și are într-un final curajul să spună punct, să pună punct unor lucruri și să-și vadă de viață. Este o săptămână de sfârșituri, dar și de începuturi pentru câine, pentru că acum se pun bazele viitorului lui, în special a celor care au până în 30-35 de ani, astfel încât să nu aveți regrete atunci când trebuie să spuneți nu, învățați să spuneți nu în mod ferm și învățați că a spune nu, nu înseamnă să te simți aiurea, înseamnă să ierți, să te ierți și să tai legăturile. Și într-un final, haideți să vedem ce face porcușorul nostru sau mistrețul nostru, care are o săptămână de căutări. Caută, dorește să găsească, dorește să afle lucruri noi și, mai mult decât orice, dorește să împărtășească, astfel încât curiozitatea de a cunoaște, de a afla și de a împărtăși va fi la ordinea zilei. Însă, aveți grijă în familie, e posibil să auziți anumite vești neplăcute, dar nu uitați că întotdeauna aveți sprijinul celor din jur și aveți o putere interioară deosebită. Gătiți ceva bun, uitați-vă la un film bun și simțiți-vă bine. Săptămâna viitoare e mult mai bine. Până atunci, eu vă pup, vă iubesc și vă aștept lunea viitoare la aceeași oră, la frontierele cunoașterii. Bună seara, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit! Astăzi continuăm periplul cunoașterii, așa cum l-am început, chiar din emisiunea trecută, să aprofundăm partea energo-informațională cu domnul dr. Menci. Venim cu o bază foarte solidă. Ca de obicei, cele mai solide baze sunt cele studiile militare în domeniul energo-informațional și cu cine altcineva puteam să începem această aprofundare decât cu domnul colonel în rezervă Constantin Teodorescu, care este cunoscut pentru studiile sale și pentru predările pe care le-a realizat în cadrul a ceea ce publicul cunoaște drept Academia Militară, care este de fapt Universitatea Națională de Apărare Carol I. Și îl rog să se prezinte cu activitatea pe care a avut-o în domeniul energo-informațional din cadrul militar. Vă rog frumos, domn profesor. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Cu mare plăcere. Atât ție, pentru că urma aceea vorbim ca între prieteni și ca între colegi, cât și cu Victor. De când a început activitatea dumneavoastră în domeniul energo-informațional în cadrul militar? Această activitate în domeniul energo-informațional a început, de fapt, hai să spunem așa, din 2005-2004, din anii aceia, încât pe vremea aceea, în cadrul Academiei de Înalte Studii Militare, pentru că vreau să vă spun că titulatura acestei instituții a suferit niște modificări. În prima fază s-a numit Academia Militară, după aceea Academia de Înalte Studii Militare și pentru că era confundată cu cealaltă academie are categoriile de forțe și în sfârșit ulterior s-a transformat în Universitatea Națională de Apărare Carol I.
bazându-se în mod deosebit pe practic având această structură în care se execută învățământ, deci practic se face învățământ de licență, se face învățământ de masterat, doctorat, deci toate aceste trepte în care poate evolua știința militară. Cât timp ați fost la catedră? Câți oameni apreciați că au trecut prin mâinile dumneavoastră? Acum, de fapt, nu pot să spun chiar așa o cifră de aceasta, mă rog, însă vă dați seama că existau acolo foarte multe specializări, practic erau cele trei specialități din cadrul apărării țării noastre, respectiv forțe terestre, forțe aeriene și forțe navale. Deci fiecare, bineînțeles, având câte o clasă, două, trei, nu mai vorbesc de faptul că ulterior aceste clase s-au mulțit pentru că practic s-au înființat structuri noi, școala doctorală, s-au înființat etapele de masterat, adică, și de asemenea s-au înființat alte asemenea cursuri care sunt noi acum. Eu fac o paranteză aici, că eu sunt normal, cunoșteam problema, chiar ne-ați invitat să dezbatem direct în cadrul Academiei Militare sau Universității Naționale de Apărare Carol I despre acțiunile energoinformaționale. Cel mai interesant și cel mai șocant lucru este că, în afară de o facultate pe care am și făcut-o de parapsihologie și științe cognitive, în țara asta, niciunde, nu, ați spus că din 2004 ați început să studiați, nu s-a studiat, deși există tehnică bazată pe energoinformațional, nu s-a studiat la nivel universitar decât în modul cel mai solid în cadrul militar. Nici acum, din câte știu, de bea apar niște catrede în domeniul medicinei pe energoinformațional. Dar este șocant, deci din 2004, ca de fiecare dată, armata este serioasă, privește cu mare seriozitate tot ceea ce are un impact teribil de puternic și află cu mult înainte, așa cum v-am mai spus, află și aplică cu mult înainte ceea ce mult mai târziu, 10-20 de ani, ajunge și la noi. Deci când eu am ajuns, am activat într-o comisie didactică de război electronic. Deci, practic, ceea ce face ca să nu meargă, să nu funcționeze comunicațiile. Deci, vă dați seama că, practic, de aici, de la acest element, a început să îmi placă mie, nu, hai să spunem, faptul că este ceva deosebit pentru dezorganizarea transmisiunilor, însă pentru un comandant să știe într-adevăr că are asemenea sisteme și echipamente încât poate să anihileze comunicații inamicului este o problemă deosebită. E libertatea unei țări în joc dacă și ia măsurile de prevedere, dacă e în cunoștință de cauză și dacă operează cu ele. Da. Problema este că în războiul electronic, inițial denumirea de luptă radioelectronică, în care mi-am dat și doctoratul. Doctoratul meu a fost în luptă radioelectronică. Ulterior, această denumire s-a modificat în război electronic și ulterior în război informațional. Iar acum se vorbește de război psihotronic și acum când vorbim noi pregătesc pentru, mă rog, tot pentru această instituție un curs de acesta post-universitar care se numește război cognitiv, care este mult mai complex și mult mai îndestulat de aceste elemente, de toate elementele, atât ai războiul electronic, cât și războiul informațional, cât și războiul psihotronic. Deci incumbă mai multe asemenea chestiuni, inclusiv partea aceasta organică a indivizilor, partea de gândire, partea de hai să spunem, de funcționarea acestui creier, care de fapt de drept este cel care comandă și cel care ia hotărârile respective, ale celor care iau asemenea hotărâri. Celor care în luptă, bineînțeles, dau asemenea hotărâri și iau hotărâri, bineînțeles, în funcție de situația respectivă. Pentru acest lucru mi-a plăcut foarte mult să, deci din benzile de frecvență pe care noi le studiam și care corespundeau și se încadrau în această teorie și, bineînțeles, în funcționarea războiului electronic,
și război informațional. Pentru mine mi-a părut foarte interesant și deosebit de atractiv această bandă de frecvență între 2 și 24 de herți. Această bandă de frecvență în care, bineînțeles, funcționează toate aceste sinapse neuronale ale organismului uman. Și atunci, mergând pe această, mă rog, linie a cunoașterii, am început să studiez foarte bine această bandă de frecvență și ce se întâmplă cu aceste influențe a anumitor sisteme și echipamente care sunt în cu care se operează, bineînțeles, în luptă și care pot constitui la un moment dat niște arme deosebite și niște elemente și mijloace foarte curate, asta e denumirea, și foarte simple, însă cu un efect extraordinar asupra părții adverse și asupra celor care decid în mod deosebit. Pot să fac doar o mică paranteză. Cei care urmăresc emisiunea au văzut o mică secvență a ceea ce în zona rusă, pe bază de frecvență, cu o frecvență mică și de foarte slabă intensitate, mai slabă decât intensitatea Pământului, s-a structurat apa în care urma să apară o nouă generație de pești. Ghiciți ce? Pe baza acestei frecvențe, de care, cuprinsă în gama de care dumneavoastră ați vorbit, s-a putut schimba fenotipul. Deci pur și simplu au apărut pești care erau altfel colorați, altfel structurați și cu un comportament de gemeni telepați. Adică ei mergeau toți în aceeași regim, în aceeași direcție și când schimbau unul, schimbau toți deodată brusc. Și chiar academicianul care a făcut prezentarea a spus în urma acestui lucru: noi totuși n-am dorit să mai facem publice, este de domeniu militar, n-am dorit să mai facem publice studiile în continuare, trebuie să aprofundăm pentru că este șocant faptul că mergi cu o energie slabă, pe frecvențe specific alese și cu care lucrezi genetic, faci modificări genetice. Și dacă noi ne uităm astăzi, o paranteză la viața noastră, de jur împrejur, păi așa, dacă noi ne uităm, ni se pare că e doar aer și atât. Păi în aerul ăsta, ca să refuncționeze nouă telefoanele mobile, televizoarele, radiourile, avem atâtea posturi de radio, rețele de telefonie, televiziunile, toate emit. Deci în acest moment, chiar aici, cu sisteme de identificare a frecvențelor, se pot depista că sunt un amalgam de frecvențe. Deci noi, ca și ființă, apropo de apărarea pe care dumneavoastră îi instruiți pe ofițerii militari, da? Apărarea energo-informațională, cea energetică, între ghilimele, adică pe bază de frecvențe, este foarte ușor detectabilă și deci noi ne aflăm într-un ocean de frecvențe despre care nu cunoaștem, nu știm câte ni se petrec. În realitate, deja am și prezentat că toate aceste frecvențe duc la o creștere a VSH-ului la nivelul sanguin, deci o banală analiză sanguină arată, de fapt, o creștere a VSH-ului în momentul în care lucrăm cu unde electromagnetice sau în câmpuri electromagnetice. Dar mai departe există și partea informațională, partea de la care o mare surpriză. Nu se vede, nu se cunoaște, foarte greu detectabilă, măsurabilă, cu aparate foarte speciale și foarte greu de găsit și care, acolo, o singură comandă, nici măcar un mare efort, o singură comandă la nivel informațional, nu are bariere cum sunt în domeniul electromagneticii. Deci să calculezi dacă unda, în funcție de ce fel de undă folosești, trece de nu știu câte ziduri de beton sau de un munte sau de obstacole. La nivel informațional nu există niciun fel de obstacol, da? Și atunci armele psihotronice
nu au niciun fel de obstacol și, de asemenea, protecțiile, dacă nu se folosesc protecție de aceeași natură, deci exact de natură informațională, pentru că în momentul în care tu ai o problemă pe un anumit nivel, degeaba faci altceva, complet altceva. Da, sigur. În momentul în care ai o problemă și vrei contramăsuri, trebuie să vezi pe ce nivel ai problema, cum se manifestă problema și care sunt contramăsurile. Aici chiar noi am prezentat dispozitivul, deci uluitorul, unicul dispozitiv. Da. Și dumneavoastră îl aveți. Eu l-am. Unicul dispozitiv care lucrează pe cele trei nivele. Deci fizic, energetic și informațional. Da. Și această protecție informațională este o protecție care până nu demult era într-o zonă mai secretă. Da. Și revelațiile au putut fi făcute în decursul timpului să apară și la noi. Există chiar lucrări speciale, deci noi am mai prezentat lucrările care se ocupă exact de întâlniri. Ne puteți spune despre această lucrare și... Da. Acest lucru, deci, practic, să revin puțin la ideea aceasta de înainte. Pentru că am avut această preocupare și mi-a plăcut foarte mult banda de frecvență, atunci am început să mă ocup de psihotronică. Psihotronică, de fapt, această știință care, de fapt, se referă la aceste mijloace tehnice, în mod deosebit, care acționează asupra creierului, care vreau să vă spun că au depășit gândirea și cercetarea. Aceste mijloace, la ora actuală, sunt deosebite. Apropo de aceste întâlniri și simpozioane organizate, țin minte că mai în fiecare an se organiza la noi, în 1 aprilie, o sesiune de comunicări științifice, în care participau, bineînțeles, toate asemenea categorii de forțe și toate catedrele, în funcție de specificul fiecăruia, la care eu am propus comandantului Academiei așa numita și, bineînțeles, cunoscuta secțiune 13, acțiuni energo-informaționale. Foarte, foarte interesant și chiar surprinzător a fost acest lucru, deoarece la această secțiune au participat extraordinar de multe persoane. Am invitat mai mulți asemenea specialiști din toate ramurile și chiar au venit din toate ramurile. Nu mai vorbesc de unii atașați militari care au părăsit aceste, mă rog, secțiuni care erau deosebit de importante și au venit la noi și cu foarte mult interes, într-adevăr, chestiune care, bineînțeles, m-a bucurat pe mine și, în mod deosebit, nu e vorba de onorat, dar m-a bucurat pentru faptul că există asemenea, mă rog, preocupare și informație de această latură care nu prea, așa cum ai spus și tu, nu prea era tratată în foarte, foarte, da, foarte serios. Și eu, participând, am văzut generali și colonei care participau la aceste sesiuni, exact. Și nu numai din țară, ci și din străinătate, da, care au venit. Ce anume se trata și ce anume se comenta la aceste sesiuni de comunicări științifice și care au suscitat, bineînțeles, interesul foarte multor persoane. Atașatul militar al Federației Ruse, atașatul militar al Americii, atașatul militar al Coreei de Nord, atașatul militar al Indiei, atașatul militar, deci al Franței, Italiei, Germaniei, le-am avut acolo în bancă. Deci să amintim încă o dată, al Coreei de Nord, ca să înțelegeți că suntem în România și dacă dumneavoastră vă scapă niște lucruri care țin de studii științifice și așa mai departe, Coreea de Nord nu scapă din vedere și se prezintă la apel. Domnul Victor Jalo, lângă mine aici, pentru că așa ne-am și cunoscut de fapt, în acest an dânsul a venit la această sesiune și a prezentat acest torser pe care l-am și eu. De ce? Îl port, vreau să vă spun, mai în permanență atunci când am asemenea conferințe și atunci când am asemenea, mă rog, lecții, mă rog, sunt invitat la activități, pentru că acesta rezolvă următoarea chestiune care este
imperceptibilă, însă totuși este foarte interesantă. E vorba de vampirism energetic. Deci, practic, pentru ca eu să mă protejez, deci, din cauza aceasta, eu îl port la mine. Putem spune că îl folosiți pentru protecție energoinformațională. Dânsul a prezentat influența nocivă a câmpurilor de torsiune informațională asupra sistemelor biologice. Deci o chestie fundamentală a acestor lucruri. De asemenea, bazele fundamentale unei tehnologii de vârf. Deci, titulaturi și preocupări deosebite pe această linie. În general, se văd foarte bine efectele, pentru efectele, că acum sunt și arme care pot reprima o revoltă de oriunde. Da. Cu o simplă mașină. Sigur. Pe care este instalată o antenă. Chiar o să-l rog un pic pe Victor să ne spună două, trei cuvinte despre armele psihotronice actuale. Surpriza noastră, dacă circulă pe stradă o mică dubiță cu o antenă care se ridică, pot să oprească câteva sute de mii de oameni, îi pot opri sau pot să genereze spaime sau tensiuni sau anxietăți sau orice, încât până și fizic senzații de greață, de o senzație de arsură interioară, fără ca de fapt să apară arsura, ci toată trăirea este doar la nivel psihic și psihomental și lucrurile sunt foarte grave. Deci te duci direct și dai o comandă pe psihomentalul celorlalte ființe, fără să-i atingi cu un deget, fără să poată fi, cum să spun, să existe modalități vizibile de contracarare din partea manifestanților sau alte armate, pentru că acum mai multe armate au dispozitivele montate în multe feluri, de la jeepuri la avioane și așa mai departe. Un coleg de-al meu, discutând acest subiect mai amănunțit, mi-a spus, dacă cumva se acționa pe undă directă, deci practic asta înseamnă punct ochit, punct lovit, și exista o directivitate neperturbată, deci, neavând obstacole, așa, putea să acționeze un om sau, o ființă vie până la aeroportul Otopeni. Dacă avea culoar drept și, bineînțeles, fără niciun fel de obstacol, aceasta funcționând pe putere maximă, putea distruge, din punct de vedere informațional și psihic, o țintă care se afla la Otopeni. Deci așa era puterea acestor sisteme. Iartă-mă că am făcut chestia asta, însă eu am văzut-o. Exact, dumneavoastră aveți perfectă dreptate. Exact, așa stau lucrurile. Și uitați-vă, chiar putem urmări aceste imagini cu asemenea sisteme și echipamente din diferite țări, da, din America. Uitați-vă, avem aici o instalație care este utilizată în Slovenia sau Slovacia. Da. Deci acest echipament pus pe un jeep albastru. Și asemenea sisteme, într-adevăr, au acest rol de a induce anumite stări oamenilor. Cum spunea și domn profesor, aceste sisteme funcționează selectiv și direcțional. Deci ele produc anumite stări. Pot crea stări de frică, stări de panică, pot crea stări de motivație, de îndemn, cum s-a făcut în cazul jandarmilor și cum se face de regulă asupra soldaților din prima linie care atacă. Ei nu trebuie să aibă frică, ei trebuie să fie foarte motivați, să nu aibă alte gânduri, chiar să nu aibă nicio milă față de soldații inamici. Ei nu trebuie să stau pe gânduri, ei trebuie să fie niște roboți biologici care execută ordinul. Exact. Pentru că asta este război. Dacă nu împușcă ei, atunci ei devin împușcați. De asemenea, aceste sisteme, cum spunea domn profesor, ele pot provoca și efecte mai puțin devastatoare, precum induc stări de liniște în public sau în această populație care se adună, aceste mase de oameni care pot ajunge la alte forme de agresiuni. Și asemenea, sisteme și echipamente pur și simplu pot induce starea de relax, starea de liniște, starea de
apatie. Și atunci oamenii care s-au adunat să facă asemenea acțiuni, ei pur și simplu devin mult mai pașnici, ca și cum rămân fără acest gând, le se șterge din cap aceste gânduri agresive și ei pur și simplu se transformă în niște oameni mult mai pașnici, care chiar se întreabă ce căutăm noi aici și se retrag frumos acasă. Cum funcționează toate aceste echipamente? Da, ele funcționează pe principiul microundelor, cele care am prezentat noi acum. Aceste instalații, în general, sunt mobile, pe baza unui auto, pentru mobilitatea rapidă, și ele funcționează pe microunde. Și cum spunea domn profesor, au raza care poate să acționeze chiar la distanță de kilometri. Printre altele, aceste sisteme provoacă în rândul dinamicului stări necontrolate, stări care se instalează foarte rapid, chiar într-o secundă, și anume stări de greață, stări pot fi stări de vomă, stări de frică, stări de panică, scăderea concentrației, pot apărea chiar senzații de arsură, ca și cum arde pielea, sau durerea imensă, insuportabilă, dar cu siguranță toate aceste stări, ele nu au loc la nivelul fizic, ci ele se induc la nivelul nervos, sistemul nervos. Și sistemul nervos reacționează sau transmite aceste impulsuri și așa pricepe psihicul uman. Ca atare, asemenea sisteme funcționează pe principiul frecvențelor care sunt descrise în această lucrare militară. Toate frecvențele se împart pe diferite benzi și intensități și printre care există frecvența, spre exemplu, 5,14, frecvența asociată cu stomacul. Deci exact dacă noi umblăm cu asemenea frecvență, putem da nașterea acestor senzații de vomă sau chiar de frică. Frecvența asociată cu inima, deci cu asemenea sisteme pe frecvențe mult mai înalte și cu anumite intensități, se poate face ca o persoană să facă un stop cardiac, pur și simplu, și aceste sisteme chiar sunt folosite de serviciile secrete. Ce ține de ce spunea domnul Dan? Că orice agresiune, orice tehnologie care ne agresează poate fi contracărată numai cu una tehnologie de același calibru, de o tehnologie asemănătoare, bazată pe același principiu. Dacă ne este frig, noi nu punem mască de inot, noi punem haină călduroasă. Pe același principiu, cu arme de agresiune psihoemoțională, arme psihotronice, noi putem să ne apărăm doar cu aceste sisteme care seamănă, care sunt din pe baza acestei tehnologii, pe tehnologii similare. Și dispozitivul Torser, el a fost creat tocmai pentru a ne proteja de asemenea agresiuni, de agresiuni energo-informaționale care vin sau ne atacă în viața de zi cu zi. Care sunt aceste agresiuni? Plecând de la diferite câmpuri electromagnetice produse de diferite instalații electrice, precum cablaj electric, linii de înaltă tensiune, relee de telefonie mobilă, rețele Wi-Fi care avem în fiecare casă, care există chiar peste tot, sunt omniprezente și de fapt noi suntem cu dumneavoastră, ne aflăm într-un ocean de frecvență, de amestecătură dintre aceste frecvențe pe diferite benzi, pe diferite intensități, care și interferează între ele și atunci se creează niște frecvențe monstruoase care chiar sunt foarte greu determinat și care au efecte devastatoare asupra psihicului nostru, asupra sistemului nostru nervos, asupra bătăilei inimii, asupra somnului, deci ele perturbă somn, bună dispoziție, creează aceste frici, deci putem avea aceste stări depresive. Sau unii oameni ajung cu oameni cu siguranță mai sensibili sau cu anumite predispoziții, pot ajunge chiar la anumite boli sau să declanșeze reacții rapide și chiar pot să ajungă la moartea. Și cum vă spuneam, asemenea sisteme de protecție, ele n-au apărut pur și simplu, ele au apărut la cererea foarte mare în existența unei probleme imense, precum explozia reactorului de la Cernobâl.
Deoarece acest dispozitiv Torser este dezvoltat de grup de oameni de știință din Ucraina în colaborare cu oamenii de știință din Rusia, și anume grupul de cercetători care a lucrat la sisteme de anihilare și neutralizare a reactorului de la Cernobâl din Ucraina. De atunci a apărut acest prim Torser, cu siguranță este în fața al doilea tip de Torser, care a apărut în 2009. Acest sistem a fost creat în anul 2009, dar până atunci a fost tehnologie militară, a fost utilizat numai în domeniul militar această tehnologie, pe când în anul 2009 s-a făcut posibil ca acest aparat să ajungă și în domeniul de utilizare civilă sau chiar casnică. Acest aparat nu face altceva decât creează un câmp cu rază 2,5 metri în jurul utilizatorului, un câmp de protecție la toate agresiunile energo-informaționale și, ce spunea chiar domnul profesor, asemenea elemente precum de ochi, sună poate banal în contextul emisiunii noastre când noi vorbim despre tehnologii militare, dar acest de ochi nu este altceva decât armă psihotronică care deține fiecare dintre noi. Sigur. Cum se manifestă? Când avem o stare de ură, starea negativă asupra unui alt individ sau asupra anumitui grup de oameni, suntem supărați. Zicem, deci toată energia negativă din noi adresată acestui om, ea este directă, ea este direcționată și ajunge exact la țintă. Deci această energie care noi generăm, conform legii păstrării energiei, ea nu dispare nicăieri. Ea iese din noi, avem chiar un tun psihotronic, dacă vreți așa, instalat în noi și ea ajunge la țintă, ajunge exact la victima care se află în fața noastră și care noi, să nu zic așa, blestemăm, dar pur și simplu pe care noi suntem furioși, avem furia, avem această energie negativă. Deci acest sistem, acest Torser, el protejează împotriva unor asemenea agresiuni. El ne protejează împotriva tuturor factorilor precum aceste câmpuri electromagnetice, această componentă negativă torsionică a câmpurilor electromagnetice, a telefonilor mobile, a calculatoarelor, a liniilor de înaltă frecvență, a rețelelor Wi-Fi. Foarte, foarte mulți oameni care dețin acest aparat tot spun un singur lucru și confirmă că, având acest dispozitiv, ei odată și odată simt o schimbare imediată. De ce? Pentru că acest câmp este recunoscut de corpul nostru și corpul nu face altceva decât rămâne fără scurgerea de energie. Această imunitate a noastră, ea reprezintă sistemul nostru energetic. Și dacă noi suntem cu dumneavoastră atacați din diferite motive sau din diferite surse, sistemul nostru endocrin sau energetic, el consumă foarte multă energie, precum șofer de călcat când se încălzește sau frigider pentru a răci mâncarea, el consumă foarte multă energie. Exact așa pierdem și noi cu dumneavoastră energie care are cu totul alt rol. Și atunci, dacă suntem tot timpul sub asemenea influență negativă, spre exemplu, ne aflăm în zonă în care există diferite rețele nocive, Wi-Fi, telefonie mobilă, linii din altă tensiune, avem foarte multă aparatură electronică sau din pricina serviciului ne aflăm în birouri în care există foarte multă aparatură electronică. Știți acest miros? Miros anume de birouri, miros care se produc aparate de copiat. Acest miros este un miros de ioni pozitiv, care este foarte, foarte nociv pentru energie corpului nostru. Așa că un asemenea aparat purtat în buzunar, în poșetă sau pur și simplu într-un loc asupra corpului în timpul zilei, el ne protejează toate aceste influențe negative. Corpul nostru nu pierde energie pentru a lupta, pentru a respinge toți factorii negativi și atunci energia noastră este distribuită de corpul nostru către zone sensibile, către zone în care este nevoie de această energie. Și atunci noi intrăm în echilibru. Ce înseamnă echilibru energetic? E un termen foarte auzit, foarte mult auzit. Nu este altceva decât când noi avem suficientă energie odată, nivelul energiei noastre este suficient și doi la mână această energie este repartizată exact după consumatorii corpului nostru, după necesitățile corpului nostru. Pentru că odată poate fi situația când avem nevoie de energie în zona picioarelor,
alergăm, facem anumite eforturi. Doi, putem avea nevoie de această energie în zona capului, când avem o muncă intensă cu anumită gândire sau procesare informațiilor. De aceea, acest aparat, cum vă spuneam, foarte mulți oameni percep imediat influența lui și tot spun un lucru, că imediat se instalează starea de bine, starea de relax, starea de energizare. Deci oamenii chiar spun că acest torser seamănă, influența lui mai bine zis, seamănă cu ca și cum tu ai băut o cafea, ca și cum ai băut o băutură energizantă, pentru că el revigorează. Trei, acest aparat, el participă activ la procese de anti-îmbătrânire. Adică corpul nostru, pe când are nivel de energie crescut, tot timpul nivel de energie este crescut, e suficient pentru activitățile noastre zilnice, nu se supra-solicită corpul, nu se supra-solicită sisteme și în acest fel corpul nostru duce mult mai bine, rămâne în starea optimă mulți ani și se simte foarte bine. Este uluitor. Realizarea este o realizare tehnică și științifică, deci personal, chiar în cadrul Academiei Militare ne-am cunoscut domnul Anatoli Pavlenko, da? A fost adus acolo. Și a făcut mai multe expuneri speciale asupra câmpurilor axiale sau câmpurilor de torsiune. Realizarea uluitoare este faptul că beneficiile pe care ne le aduce un astfel de dispozitiv se întind pe lungul, pe un timp de aproximativ 10 ani. Deci 8 ani el deja are garanție, dar 10 ani este durabilitatea cât el funcționează în parametri. Mai mult decât atât, în toți anii ăștia nu schimbi nicio baterie. Deci modul în care este încărcat în timpul polimerizării cu câmpuri de torsiune face ca, deci ce înseamnă câmpuri energo-informaționale, face ca acest dispozitiv să fie la cote maxime, continuu, deci 10 ani de zile să beneficiați fără niciun fel de problemă de a transmite de la cineva, de la unul la altul, adică este o protecție absolut uluitoare în vremurile în care, invers, natura vectorilor care ne afectează propriul dumneavoastră stres. Deci până să ajungem să dăm vina pe altcineva, gândiți-vă că vă faceți rău, poate necontrolându-vă propriile stări de mânie. Deci, în momentul în care noi, până să interferim cu alte ființe, noi avem propriile noastre anxietăți, propriile noastre stresuri. Toate lucrurile astea ne afectează negativ propriul câmp energo-informațional. Acest dispozitiv, din start, chiar fără să vă afecteze, deci dacă ați fi într-o zonă absolut paradisiacă, fără niciun fel de emisie electromagnetică, acest câmp permite să vă reechilibrați ființa, pur și simplu să beneficiați de o stare stenică, de o stare bună, de optimă, de control, de concentrare, de echilibru. Mai departe, ceea ce a subliniat Victor și s-a vorbit despre războiul energo-informațional și despre influențele energo-informaționale. Da, acestea au fost de mii de ani, tot timpul ele au fost prezente. E adevărat că noi cunoaștem sub forma aceasta de parte psihotronică, da? Pentru că în momentul în care au apărut dispozitivele electronice, ne-a fost mai ușor să o evidențiem. Dar până să apară partea energo-informațională ca și vector de acțiune al aparaturii electromagnetice, a existat pur și simplu oameni care au lucrat anumite tehnici de magie și în care aveau această abordare de influență energo-informaționale, indiferent cum vreți să o numiți, de la de ochi sau până și un simplu om, prin intensitatea intenției tale, în momentul în care cineva invidiază o altă persoană foarte intens sau e o gelozie sau mai rău, blestemele respective, sunt vectori față de care
chiar dacă dumneavoastră nu aveți cunoștință sau nu credeți, ele funcționează exact ca și legile Universului. Ele funcționează și vă treziți cu dureri de cap, cu palpitații, cu probleme gastrice, cu tot felul de inflamații. Acest dispozitiv oprește totul, nu mai face posibil ca să fiți afectați, pentru că vă întărește propriul scut imunitar pe cele trei nivele. Primul nivel este nivelul fizic, adică și dacă vă duceți să vă faceți analize, să vedeți ce înseamnă să lucrați cu aparatură propriu-zis, dumneavoastră să lucrați cu telefon, laptop și așa mai departe, o să vedeți că după 8 ore de muncă, analizele de sânge ținând de VSH înainte de cele 8 ore și după 8 ore de muncă cu device-urile, ce să mai zic, rețele Wi-Fi, VSH-ul crește la niște cote de parcă ați avea vreo boală grea, chiar cea mai grea boală. Da? Deci, chiar fizicul dumneavoastră vă spune concret că aceste influențe funcționează. Da? Partea bioenergetică, noi am mai subliniat-o, am arătat cu GDV-ul câmpurile aurice și modul în care, unde apare influența, apare ruptură, blocaj energetic și, bineînțeles, asta întotdeauna e asociat de mii de ani, este asociat de către clarvăzători cu stare de boală. Deci, când apare un blocaj energetic în corp, când apare un dezechilibru, o ruptură energetică, lucrul ăsta, dacă depinde de intensitatea ei, dacă se repetă, se ajunge foarte rapid sau instantaneu la boală. Iar partea a treia, care este foarte specială, este această parte informațională, care în partea academică a fost denumită și parte de câmpuri axiale sau câmpuri de torsiune, partea aceasta informațională care nu mai are o preliște, adică nu mai are limite ca și influență de penetrare în momentul în care s-ar folosi un dispozitiv de influență informațional, da, energoinformațional, și la fel comanda pe care o dă acest dispozitiv este ca toate organele dumneavoastră să funcționeze în parametri optimi. Deci este contraponderea la tot felul de lucruri foarte ciudate. Nici nu poți să măsori din câte părți sunt atâția factori, că nu-i vorba doar de a aduna frecvențele. Ele se însumează și dau cu totul altceva. Deci nu aduni, bun, ce frecvențe avem aici? Păi dacă s-au întâlnit 10 tipuri de frecvențe aici, în acest loc, dă-o cu tot ceva de negândit ca și impact. Ce părere aveți? Despre această chestiune, înainte de a îmi exprima această părere, vreau să prezint o scurtă, să spunem așa, categorisirea acestor arme, pentru că sunt în dezvoltare unele dintre ele, ajungând chiar foarte, foarte eficiente. Deci, într-o primă fază, sunt arme psihotonice realizate pe bază de radiații cu frecvență extrem de înaltă, care se încadrează în lungimi de 1 milimetrice și sunt unele chiar submilimetrice, în diapazonul 30 de GHz până la 300 de GHz, apropo de frecvențele de care spuneați. Care, o altă categorie. Care e un diapazon de frecvențe la care corpul este extrem de permisiv. Exact. Deci, la nivelul membranei celulare, exact, pe aceste frecvențe, celular nu se mai poate apăra. Exact, nu se mai deci poate. Deci o influență apăra directă, nu, poate să intervine direct poate asupra ADN-ului. Exact. O altă categorie sunt cele care funcționează pe baza frecvențelor ultradecimetrice și care cuprind paleta oscilatorii între 300 de MHz și 3 GHz, care iarăși cu lungimea de undă de 10 cm. O altă categorie este pe aceea care se bazează pe ultrasunete, funcționează pe lungime de undă aproximativ de 0,017 metri cu frecvență de 30 de kHz. Exact, iarăși, în funcție de ce se dorește, ce se dorește să se obțină, atunci există alfabetul care se transmite, deci, cum s-ar spune, sentința, formularea respectivă care exact se transmite acolo energoinformațional în funcție așa de ce se dorește. Așa cum sublinia și domnul Victor Adinaurea. Și în sfârșit, arme care funcționează pe baza radiatorilor infrasonice, care sunt lungime de 17 cu frecvență mai mică de 17 Hz. Arma care folosește cel de-al 20... Apropo de asta cu infrasonice, da, în momentul în care se utilizează o astfel de armă,
oamenii încep, printre altele, să audă voci. Da. Deci să pot uita de jur împrejur, nu văd pe nimeni. Da. Dar în capul lor, ei aud ca și cum cineva ar vorbi cu ei și se poate transmite, deci s-a făcut experiență în care se poate transmite ce să audă omul ăla. Exact. Deci o iei razna ca om obișnuit care ești neinstruit, nu știi ce se întâmplă, tu auzi o voce care spune nu știu mai ce. Da, se produc efecte halucinante. Halucinante, vomă și, de asemenea, și pe, distrugerea vederii. Și în funcție de intensitate încep să apar efecte halucinatorii încât tu vezi ceea ce nu există. Deci nu e vorba de a vedea o realitate. Tu vezi ceva care bagi mâna în foc că este o realitate. Auzi și vezi ceea ce nu există. Ca să înțelegeți nivelul... Aș aborda în foarte scurt timp, deci un minut sau două, o chestiune care practic e probată de mine. Numai o secundă. Da. De ce se petrece treaba asta? Pentru că toate simțurile noastre merg și noi suntem energoinformațional și noi Absolut. Mergem pe influx nervos. Sigur. În momentul în care s-a dat comanda și s-a atins nivelul de vibrație pe o anumită stare, toți receptorii noștri și modul nostru de a interpreta realitatea este trasă în altă bandă, nu în banda fizică. Deci noi nu mai vedem fizic, căscăm ochii fizic și noi nu mai vedem. Pentru că în momentul în care nu mai vedem lumea fizică, vedem ceva, simțim ceva, trăim ceva care nu are corespondență și pe care noi ne jurăm că am trăit așa ceva. Și apropo de atâta paranteză fac, de 5G, există deja, deci am întâlnit foarte multe relatări și în țară la noi și în alte părți că au început să apară astfel de percepții, mai ales în rândul mamelor gravide, a femeilor că sunt mai receptive, a copiilor, au început să vorbească lucruri despre care părinții erau șocați. Tu despre ce vorbești? Adică vreau să meargă cu el la psiholog. Despre ce vorbești? Supunerea la 5G, din păcate, a apărut simultan, că nu a apărut până atunci, nu vreau să învinuiesc pe cineva, dar simultan cu apariția instalațiilor 5G au început să apară astfel de relatări în abundență, care, atenție, 5G vrem noi, ne place, vrem să ne funcționeze mai bine toate alea. Nu e vorba de vreo dorință de armă psihotronică, ci e vorba de pierderi colaterale, să zic așa, sau... Și da și nu, dar cum spuneam mai devreme, orice impact asupra noastră și dacă noi am presupune că aceste sisteme, aceste tehnologii ne afectează sănătatea și aduc la asemenea simptome, trebuie să luăm măsuri adecvate, măsuri similare. Nu putem face altceva sau nu putem neglija odată și odată. Trebuie să ne protejăm de asemenea influență, pentru că corpul nostru nu face altceva decât reacționează la diferite influențe. Noi cu dumneavoastră, de fapt, suntem, dacă vreți așa, o antenă și sănătatea noastră, în funcție de ce semnale primește din exterior, asta este starea noastră de sănătate. Dacă programul respectiv este corect, dar care ar fi programul corect? Programul naturii. Când noi cu dumneavoastră ne retragem în natură, în munți, în pădure, undeva într-un loc izolat, cu toții știm, cu toții putem da seama ce înseamnă acest program al sănătății, care ne dictează natura, care ne susține. Dar cu toții știm ce înseamnă să stai în fața calculatorului, în fața telefonului, ore bune și ce stare apare în urma acestor activități. Și dacă noi cu dumneavoastră folosim aceste device-uri, suntem în asemenea circumstanțe, noi nu putem renunța la device-uri, noi nu putem renunța la rețele care există în apartamentele noastre și în apartamente ale vecinilor, nu putem renunța la diferite influențe electromagnetice pe stradă, mergând la școală, la servici sau plimbându-se prin parc, atunci singura soluție utilizarea unor asemenea dispozitive care cel puțin aplanează, ne protejează de toate aceste influențe și fac în așa fel ca corpul nostru, structura noastră bioenergoinformațională
să nu sufere atât de grav, să fim și noi protejați în măsură corespunzătoare. Pentru că timpul emisiunii, din păcate, este destul de scurt, cu promisiunea că revenim să aprofundăm, să explicăm mult mai amplu ce se petrece și ce avem de făcut, vă mulțumim pentru atenție, vă urăm multă, multă sănătate și vă rugăm să rămâneți alături de noi. O seară bună! Este foarte eficient, pentru că este pasiv, presetat, pentru a avea o energie, cum am spus eu, deci torsionică. În cursul anilor trecuți și ereditar, am avut probleme de ordin cardiac. Tensiune care mergea peste 16, extrasistole, tahicardie, o stare depresivă accentuată și o stare de dereglaj de confort general. Medicamente care le-am luat, recomandate chiar de psihiatru, pentru starea de anxietate și pentru depresie, nu am simțit nici un reglaj. După ce am primit torserul, am simțit o evidentă scădere a tensiunii. La ora actuală, când vorbesc cu dumneavoastră, tensiunea mea este 13 și o mențin 13, 12, 13. Starea psihică este foarte bună, starea de anxietate a dispărut, am o stare generală bună. Toate astea eu le-am legat conștient de prezența torserului. M-a ajutat din moment ce eu, până la a primi torserul, nu am văzut aceste schimbări pozitive. Am observat că am avut odată o durere la o măsea și l-am pus și mi-a trecut, să nu zic instantaneu, aproape în 10 minute mi-a trecut durerea de dinți. Despre medicină bioenergetică am o părere foarte bună. Cred că este cea mai sănătoasă pentru un om. Torserul îl folosesc pentru somn, pentru tensiune, pentru amețeală. Durerea asta de genunchi, care nu mai mă doare absolut deloc, parcă aveam o arsură. Nu mai am absolut deloc. Dorm mai liniștită. Se poartă foarte ușor, este comod și de fiecare dată când simt cea mai mică urmă de durere, îl pun în locul dureros și nu mai simt nimic.